Salutare, dragi telespectatori! Astăzi facem o incursiune în lumea afacerilor și vom vorbi cu invitatul nostru. Salut! Salut, eu sunt Andy și am o mică afacere în domeniul cafenelelor, barurilor de o perioadă destul de lungă. M-ai făcut foarte curios, așa că haideți să începem acest interviu. Care este locul nașterii? În Timișoara. Cum au fost anii copilăriei? Frumoși. Mult mai frumoși în lipsa dotărilor actuale, a internetului, a telefonelor și a tabletelor. Era mult mai activă, viața era mai dinamică, sport, mișcare, ieșit în aer liber, nu televizor. Pe atunci ce meserie visai să faci? Oarecum am urmat așa, un vis al copilăriei de a avea activitate proprie. Unde ai făcut școala? Prima școală a fost Generala 16 din zona centrală, apoi Liceul de Poștă și Telecomunicații, ulterior Facultatea de Științe Economice. Cu specializare în turism. Am obținut brevet de manager în turism, dar la finalul liceului, la finalul facultății, deja deschisesem un mic internet cafe care era în trend în perioada respectivă, a avut o perioadă de explozie, să zic. Așa, nu își permitea nimeni acasă internet, asta fiind o perioadă anterioară actualului domeniu. Ți-a plăcut vreo materie în liceu? Nu pot să zic că domeniul în care am făcut liceu a fost neapărat pe gustul meu. A fost o alegere de moment care ulterior s-a dovedit că nu era cea mai potrivită pentru mine. Deci ai plecat de la o facultate de turism și ai deschis propriul tău internet cafe. În perioada respectivă visam la o pensiune, la un hotel, la ceva în domeniul respectiv, dar necesita o investiție mult mai mare decât existau posibilitățile în perioada respectivă și m-a inspirat cineva în domeniul internet cafeurilor și am deschis un mic internet cafe care l-am mutat în altă parte, am făcut unul mai mare, au fost câțiva ani în care am mers tot pe partea aceasta. Cum ai recunoscut oportunitatea? A fost o inspirație de moment, era ceva nou pentru tineretul din perioada respectivă. Lumea nu își permitea pentru a avea internet acasă, era perioada dial-up-ului. Dacă stăteai jumătate de oră, o oră conectat la internet, veneau niște costuri foarte mari. Tot tineretul era interesat de așa ceva, iar deschiderea unui internet cafe a tras multă lume. S-a dovedit că a fost o perioadă în care toată lumea, tot tineretul, își petrecea mult timp în locațiile respective. Câți angajați ai avut la început? Au cam trecut vreo 20 de ani de atunci. Pentru început au fost 2, 3, ceva de genul a fost în perioada respectivă. Și cum ai ajuns în prezența ai cafeneaua din centrul Timișoarei? În 2002-2003 deja era perioada de apus a epocii internet cafeurilor și simțeam nevoia să schimb domeniul, să fac ceva mai diferit, mai mare. La începutul anului 2003 am închis ultimul internet cafe ce l-am avut, după care am început, în aceeași perioadă am și căutat un spațiu, era o dorință de a mea să deschid un bar, o cafenea. Și am căutat un spațiu, a fost o perioadă de jumătate, un an, în care am căutat un spațiu potrivit pentru ce-mi doream eu să fac. S-a evit oportunitatea cu actualul spațiu și am pornit la deschiderea business-ului undeva prin septembrie 2003. A fost deschiderea barului. Cum deții controlul afacerii? Eu
O activitate destul de complexă, necesită mult timp, multă implicare pentru a încerca să ții totul sub control. Practic trebuie să te ocupi de la partea de contabilitate, aprovizionare, supraveghere. E un domeniu în care cu cât ești mai implicat, cu atât merge mai bine. Nu prea poți să lași, e greu să funcționeze totul de la sine fără să te implici. În ultimul timp e o perioadă cu schimbări destul de dese de personal, e lipsă de personal în domeniu. Ajungi inclusiv să lucrezi. Au fost perioade în care, în lipsa unui barman, a trebuit să lucrezi și ca barman, să te ocupi și de aprovizionare, să supraveghezi, să funcționeze totul și în restul timpului. Te-ai gândit să extinzi afacerea? Da, o idee de genul totdeauna există, depinde și de posibilități. Au fost momente în care, din cauza altor factori, nu s-a putut face treaba aceasta, dar ideea de genul este și în funcție de ce ne rezervă viitorul, se va putea pune și în aplicare. Cu cât ai început afacerea? Pentru început a fost o investiție de 20-30 de mii de euro. Ce reprezintă numele Cafenelei? Numele Cafenelei a fost o inspirație de moment. Avusesem o listă cu câteva alegeri, să încercăm să creăm un loc, un spirit aparte, și a rămas numele de spirit. Ce clienți îți calcă pragul? În decursul timpului am avut o gamă vastă de clienți, în funcție de perioade, în funcție de ora la care ne vin clienți, începând de la elevi, studenți, până la grupuri de pensionari care și-au făcut obiceiul de a veni să-și bea cafea aici, ziariști, politicieni, toate genurile. În weekend mai organizăm diferite petreceri, unde vin o categorie de oameni dornică de distracție. Organizăm și evenimente, inclusiv am făcut nunți, botezuri. Spațiul permite o gamă diversă de evenimente, având aproximativ 100 de locuri. Acum mai mulți ani am avut inclusiv ambasadori omenicii, oaspete neașteptat, muzicieni, multe, multe persoane, multe genuri de persoane, de oameni au fost în vizită la noi. Ce ai face diferit dacă ai începe acum din nou afacerea? Bineînțeles că am încercat să eliminăm greșelile care inevitabil le faci. Necunoscând în domeniu, intrând nou într-un domeniu, n-ai cum să nu faci greșeli. Greșeala e omenească, dar încercăm să învățăm din ele și dacă aș lua-o de la început, aș evita multe din greșelile făcute. Centrul orașului este plin de cafenele. Cum faceți să ieșiți în evidență? Într-adevăr, e o dezvoltare în ultima perioadă a domeniului respectiv. Poate e prea dezvoltat, având în vedere numărul de oameni, numărul de turiști care ne vizitează. Cred că a fost și o explozie, unele persoane intrând în domeniu, neavând cunoștință, crezând că vor da lovitura, dar suntem destul de vechi pe piață, încercăm să ne menținem, inclusiv prin renovarea care am făcut-o acum câțiva ani, am încercat să creăm ceva puțin diferit față de cum evoluea piața în domeniu și din impresiile clienților, cred că am reușit într-o oarecare măsură să facem o locație puțin altfel. Acum de puțin timp am deschis și o bucătărie pentru a aduce un plus clienților. Încercăm să mai aducem, ne mai inspirăm din străinătate un pic, vedem ce mai e în trend. Ce sfaturi ai recomanda unui tânăr care vrea să înceapă o afacere? Având în vedere că totul s-a dezvoltat, s-a schimbat extrem de mult față de
ce posibilități aveau tinerii în perioada anilor 2000, acum ar fi mult mai ușor, părerea mea. Se pot lua fonduri, se pot găsi diferite variante de finanțare care acum 20 de ani nu existau. Era imposibil să iei un credit de la o bancă fără să pui garanții imense pentru a deschide ceva, deși existau teoretic finanțări pentru mici întreprinzători, dar nu prea puteai să le accesezi. Acum există Startup Nation, există variante care te ajută mult mai mult decât erau în trecut. Îți asumi riscuri? Bineînțeles, în orice investiție nu ai nicio garanție că va și funcționa. De cursul timpului au fost și în jur și la nivel general o grămadă de business-uri deschise care nu s-au dovedit a nu fi fezabile, au murit după un anumit timp. Risc este în orice. Și mersul pe stradă este un risc. Dar când investești zeci de mii de euro, clar că există un risc. Dar nu poți ajunge să ai succes fără a risca. Ce plănuiești pe viitor să faci cu această cafenea? Momentan așteptăm 2021, când va fi Timișoara capitală culturală, vedem ce evoluție va avea domeniul în perioada respectivă, după care vom trage o concluzie, vedem ce oportunități mai apar în timp, dar momentan dorința e să mergem înainte. Când este mai plină cafeneaua? În general, în perioada de iarnă, pentru că lumea intră la căldură, își petrece timpul înăuntru. În perioada de vară sunt mai pline terasele, aici depinde fiecare de suprafața terasei, zona în care se află, dar din punctul meu de vedere, cea mai bună perioadă este iarna. Vara, chiar dacă ai terasă, lumea mai pleacă în concedii, mai merge la strand, sunt cheltuieli mai mari și lume mai puțină. Câți angajați ai în prezent? În prezent avem 5 angajați, pe viitor posibil să fie 6. În trecut, înainte de interzicerea fumatului, a fost o perioadă în care aveam 8-10 angajați, după care a urmat o scădere și numărul angajaților a rămas în jur de 5-6. Ce evenimente a găzduit cafeneaua de-a lungul timpului? O gamă largă de evenimente, de la party-uri organizate de noi pe weekend-uri, diferite botezuri, nunți. În perioada decembrie avem multe Christmas party-uri de firmă, am găzduit mai multe expoziții de tablouri, de fotografie. Suntem deschiși la orice gen de colaborare cu tinerii artiști care doresc să expună și acum avem chiar o expoziție de fotografie foarte apreciată de tinereci, nu numai. Știați că în Japonia o cafenea a fost construită într-un copac realizată din beton. Mulți clienți sunt bucuroși să bea cafeaua la înălțime. Cafeaua la prețul care îți convine este testul de solidaritate practicat în unele cafenele din India. Pentru a atrage cât mai mulți clienți, un patron și-a îmbrăcat personalul în costum de baie. Succesul a venit imediat. Cea mai veche cafenea din Paris datează din anul 1686. Cea mai scumpă cafea din lume este extrasă din excrementele pisicilor sălbatice și costă 80 de euro 100 de grame. Cafeaua ocupă locul 2 în vânzări după petrol. Prima cafenea din Italia a fost deschisă la Veneția. Prețul cafelei era foarte mare, așa încât doar nobilimea își permitea să o cumpere. Cea mai longevivă cafenea din istorie se găsește în piața San Marco din Veneția și funcționează fără întrerupere din anul 1720.
Nume de cafenele precum Bun Venit, Recunoștința, Nu-mi pasă, Bună ziua sau Ce mai faci atrag clienții. Unde te vezi peste 10 ani? O posibilitate ar fi tot aici sau mi-aș dori tot în același domeniu, dar undeva pe o insulă, în Grecia, Spania, ar fi un vis. Deci acolo ți-ar plăcea să trăiești? Da, ar fi o provocare de a face ceva de genul, dar într-o zonă mai exotică, să spun. Ce hobby-uri ai? Sportul în primul rând, automobilismul, dar sportul în primul plan. Ce sport îți place? De mic am făcut tenis, în lungă perioadă am jucat fotbal, apucându-mă târziu am rămas la nivelul de amator, dar practic și acum foarte des, inclusiv la o echipă de fotbal de sală. În perioada de vară mai joc tenis, sală și ce se mai ivește ocazia pe lângă. Ce muzică asculți? Toate genurile de muzică, de la muzică clasică, muzică disco, toate genurile, mai puțin manele. Ce limbi străine știi? Engleză. Cum îți organizezi timpul? Destul de greu, având în vedere că în timp au apărut și doi copii, e destul de complicat, dar fiecare parte are farmecul ei. Cum sunt copiii? La fel de năzdrăvani cum eram și eu la vârsta lor, se pare că m-au moștenit. Foarte activi, extrem de energici. Cum îți place să te trezești dimineața? În general, dacă nu mă trezesc singur, mă trezește una din fetițe. Ce năzbâte ai făcut în copilărie? Am făcut năzbâte ca orice adolescent. Pe la 17 ani am luat mașina părinților și am plecat prin zonă cu prietenii, bineînțeles, să dăm o tură în lipsa permisului, chestii care mi-aș dori ca și copiii să nu le repete. Dar tot a fost bine că s-a terminat cu bine până la urmă. Una dintre ele. Ulterior mi-am cumpărat motocicletă câteva luni înainte de a putea să dau pentru permis și dorința era prea mare ca să mai aștept și mai ieșeam cu ea la plimbare, la fel. Dar nu s-a întâmplat nimic rău, ceea ce e important. Dacă ai putea da timpul înapoi, ai schimba ceva? Din punctul ăsta de vedere al năzbătilor? Da. Având în vedere că totul s-a terminat ok, nu cred că aș schimba. Au avut și ele farmecul lor. Dar în perioada respectivă nu era traficul care e astăzi, nu erau atât de multe mașini, pericolul era mai mic decât ar fi acum să repet isprăvile de atunci. Îți place să călătorești? Foarte mult. Îmi pare rău că nu-mi permite timpul momentan, dar dacă aș putea, aș călători la fiecare sfârșit de săptămână. Poți să ne dai exemple de locuri vizitate? O grămadă. Am avut norocul de mic să călătoresc destul de mult și cu părinții, inclusiv pe vremea lui Ceaușescu am avut ocazia să ies de mai multe ori din țară, începând Israel, Egipt, Germania, Elveția, Austria, Italia. A fost o excursie destul de drăguță pe filmul Ceaușescu, când mi-au primit viza de a vizita Germania, am fost cu ei acolo și deși nu aveam drept de a vizita și alte țări, am luat o excursie din Germania împreună cu o prietenă nemțoaică în Italia, Franța, Monte Carlo și practic am intrat fraudulos cu un grup de nemți, dar la vremea respectivă nu pe ei, neîntrebându-i nimeni, am putut și noi să călătorim, ne-am întors și am vizitat niște țări care la vremea respectivă era destul de greu să le vezi. Dar ulterior mi-am făcut un obicei din a merge în perioada de vară
mai mult în Grecia, la mare, și când ne permite timpul, plecăm 2, 3, 5 zile. Sunt atât de multe locuri frumoase încât viața e mult prea scurtă ca să le putem vedea măcar în jumătate. Care este cea mai mare realizare a ta? Cele două fetițe. Ce-ți dorești pentru locurile natale? O dezvoltare mai bună, să ajungem și noi să realizăm ce se realizează în orașele similare din străinătate, ceea ce ar fi normal. Să nu rămânem veșnic cu impresia că suntem cu 100 de ani în urma altora. Fiindcă ne apropiem de finalul discuției noastre, ce mai dori să adaugi? Trebuie să ne urmăm visele și să nu renunțăm niciodată. Andy, îți mulțumesc pentru prezența în această seară. Și eu vă mulțumesc pentru vizita care ne-ați făcut-o și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Aici se încheie reportajul nostru. Pe săptămâna viitoare, la revedere! Dacă v-a plăcut acest interviu, dați un like, eventual și un share, să vadă și prietenii voștri. Vă salut, ciao, ciao!